Multă lume îmi spune, părinte, nu mă rog, mă rog seara, dar dimineața nu mai am timp să mă rog și mă gândesc. Rugăciunile începătoare, adică împărate ceresc, sfinte Dumnezeule, prea sfântă trăime și tatăl nostru, durează 3 minute. Dacă mai adaugi crezul, psalmul 50 și rugăciune către Maica Domnului, mai faci 5 minute. În total 10 minute să zic. 10 minute nu-i dai tu lui Dumnezeu? toată viața ta să în mâinile diavolului, căci toate guvernele și toate legislațiile sunt demonice. N-au nimic de a face cu Dumnezeu. De aceea ne rugăm ca Dumnezeu să dea gândul cel bun conducătorilor țării să-i facă credincioși. Demonismul acesta se resimte la nivel social. La patron, dacă patronul este un speculan, la întreprindere, oriunde lucrezi, lucrezi pentru diavol, adică pentru bunul tău trai. Lucrezi să-ți câștigi viața ta de la o lume demonizată, stăpânită de demoni. Ei bine, rugăciunea ta de dimineață este momentul tău de despărțire de tot demonismul lumii. Îi cer lui Dumnezeu să te apere în ziua aceea de ispite de mânie, de accidente, pentru că astăzi ești și mâine poți fi mort. Fără ajutorul lui Dumnezeu nu putem pune nici piciorul drept înaintea piciorului stâng ca să facem un pas. De aceea rugăciunea noastră trebuie să fie continuă dimineața mulțumim lui Dumnezeu pentru că patul acesta n-a fost mormânt pentru păcatele noastre, iar seara la fel mulțumim lui Dumnezeu pentru încă o zi care a trecut.